Bună lume, mă numesc Cighir Daniel. Azi am să vă prezint 30 de curiozități pe care probabil nu le știai. Să începem! Liniile aeriene vând mai multe locuri decât au pentru că doar aproximativ 90% dintre pasageri o să ajungă. Există mai mult de 3000 de specii de șerpi, dintre care doar 375 sunt veninoase. Dacă mestești gumă în timp ce studiezi pentru un test, o teză, un examen, etc., și mesteci același gust de gumă în timpul testului, etc., te va ajuta să-ți amintești mai bine. Căsătorindu-te cu cel mai bun prieten al tău, reduce șansa de divorț cu până la 70%. Aceste relații sunt cel mai probabil să dureze o viață. Spune asta celeia care te bagă în friendzone. O femeie mănâncă în total 2 kg de ruj în toată viața ei. China folosește aproximativ 45 de miliarde de bețe pentru mâncat pe an. Câteva nume ilegale de copii în Noua Zeelandă sunt Lucifer, Hristos și Mesia. Mascota Snapchat are un nume. Aceasta se numește Ghostface Cilia. Femeile spun aproximativ 20.000 de cuvinte pe zi. Asta este cu 13.000 mai mult decât bărbații. Dacă crezi că o persoană se uită la tine, cască sau prefă-te că o faci, dacă și ei cască, se holbau. În 2011, cercetătorii au lăsat 100 de avioane de hârtie să zboare la 23 de mile deasupra Germaniei. Câteva încă se găsesc prin Canada, USA, Australia și Africa de Sud. Muzica la volum înalt poate face o persoană să bea mai mult în mai puțin timp. De aceea, cluburile sunt foarte profitabile. În Regatul Unit, cea mai comună cauză de moarte pentru bărbații cu mai puțin de 50 de ani este sinuciderea. Când Julius Cezar a fost răpit de pirați, acesta a cerut să-i se mărească recompensa. Și lumea zice de mine că sunt gâfat. Denumirea științifică pentru rinocerul indian este Rhinoceros unicornis. Și lumea zice că unicornii nu există. Sunt 100 de divorțuri în fiecare oră în Statele Unite. Mirosul de iarbă proaspăt tăiată este un miros eliberat de plante când sunt sub stres. Texas, New York și California au fiecare în parte economii mai mari decât Rusia. Turnul Eiffel poate fi cu 15 cm mai înalt vara datorită dilatării metalului din cauza căldurii. Miopia este de două ori mai comună printre evrei decât restul lumii. Se întâmplă acolo ceva în Auschwitz. În Brazilia există o insulă unde civilii nu au voie să meargă, datorită faptului că acolo pot fi până la 5 șerpi pe metru pătrat. Coreea de Nord urmărește 3 conturi pe Twitter, 2 dintre acestea sunt propagandă, iar celălalt este un american de 25 de ani din Texas. Nimeni nu știe de ce. După moartea lui Leonardo da Vinci, regele Francis I al Franței a atârnat Mona Lisa în baia acestuia. Unul din 5 rinichi donați în Statele Unite sunt aruncați pentru că nu se poate găsi un recipient potrivit. Vinul roșu ucide celulele canceroase. Un motiv în plus să te îmbeți cu vin. După ce mori, creierul tău știe că ești mort și îi durează până la 10 minute să oprească complet toate activitățile sale. A doua cea mai tradusă carte e Pinocchio, prima fiind Biblia. Prima săptămână din octombrie în India este numită Săptămâna Vieții Sălbatice. Fotbalistul ghanaian Mohamed Anas le-a mulțumit din greșeală și soției și iubitei acestuia într-un speech după meci. Molul Americii este de fapt deținut de canadieni. Ok, lume, sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut și vreți o parte a doua, apăsați butonul de like. Dacă nu sunteți încă abonați, abonați-vă și nu uitați să apăsați pe acel clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postăm. Dacă vreți să ne sugerați ceva, secțiunea de comentarii este mai jos. Și da, ne vedem în viitoare. Mulțumim de vizionare. Bye!